Vestea creșterii la pompă a prețului carburanților, adusă după petrecerea Revelionului, vine pentru giurgiuveni să stingă ecoul petrecerii de la cumpăna dintre ani, cei câțiva bănuți adăugați la vechiul preț al benzinei și motorinei, devenind realmente o grijă pentru șoferi. Odată stins ecoul petrecerii Revelionului, apar noi griji pentru români și pentru giurgiuveni în aceeași măsură, pentru că de la 1 ianuarie șoferii vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar pentru efectuarea unui plin. Cei mai afectați de măsura luată de guvern ca urmare a modificării sistemului de accizare par a fi taximetriștii. Din rândul acestora se desprind voci care consideră că vor renunța la această meserie. După ce mi expiră actele cam în luna la 1 februarie, eu nu mai fac taximetrie. Din cauza asta. Scumpă benzina, clienții nu avem și stăm aici, dar dările le plătim întregi. Șoferii giurgiuveni, în general, văd și ei scumpirea carburanților cu 9 bani pe litru în diferite maniere. De la 1 ianuarie s-a scumpit carburantul. Care credeți că vor fi efectele pentru șoferi și populație în general? Efectele sunt negative, toate. Din cauza că, ținând cont de veniturile care le are pe cap de locuitor, nu s-au luat în considerație lucrurile astea, că salariile noastre nu depășesc nici 300 de euro. Cred că nu o să mai fie așa mulți șoferi la benzinării, că s-a scumpit acum și poate că nu o să mai fie salariile care trebuie să aibă bani pentru benzină. Vor circula mai puțin. Cum în ultimile două decenii s-au mai aplicat astfel de modificări de prețuri la carburanți, fără ca drumurile să devină mai libere, este de urmărit dacă șoferii vor scoate mai mulți bani din portofel pentru carburanți sau își vor trage mașinile pe dreapta.